Am trecut prin acești 13 ani și îmi dau seama că a fost vorba, în primul rând, de multă muncă ca să devină un post profesionist, cu o echipă profesionistă și multă dedicație și loialitate, dacă vrei, fiindcă, mai ales în condițiile pe care am trecut noi, era nevoie de asta. Și chiar mă gândeam zilele astea ce ar fi fost în peisajul nostru și politic și mediatic dacă n-ar fi existat Jurnal TV. Nu mă apuc să fac ipoteze, dar cred că și datorită nouă lucrurile s-au schimbat. Jurnal TV astăzi, cu siguranță, Motovu ne reprezintă lideri liberi. Nu cred că există echipă mai liberă decât Jurnal TV astăzi și cred că asta e mare referență din restul televiziunilor din Republica Moldova. Au trecut ani prea repede și multe lucruri și multe emoții cred că s-au uitat între timp, dar îmi place nespus de mult că în luna martie, nu neapărat pe data de 5, dar în luna martie stăm foarte des cu colegii care lucrăm de 13 ani împreună și ne aducem aminte de cele zile și de cele emoții. În acești ani am învățat să facem evenimente de care se bucură telespectatorii noștri, dar și produse interesante. Iar astăzi postul de televiziune Jurnal TV, spun cu tărie și cu mândrie că este primul, pentru că aici la Jurnal TV găsește emisiuni pentru toți. Vreau să spun un mare mulțumesc și la mulți ani postului de televiziune Jurnal TV, la mai multe produse, o echipă mai mare și mai mulți telespectatori fideli. După 13 ani văd jurnalul la fel de ambițios, dar mult mai profesionalist și mai sigur pe tot ceea ce face și mă bucur să-l văd dezvoltându-se într-un mod atât de diferit față de tot ce există pe piața locală, pe piața mediatică și că Jurnal TV este televiziunea care produce cel mai mult conținut autohton și face atât de mult content propriu, încât, fără modestie, cred că nu are echivalent și concurență. Am trecut prin atâtea etape și urcușuri și coborâșuri și necunoscute, multe schimbări, absolut. Mulți dintre noi chiar și-am și îmbătrânit pe locurile. Părul în cap e mai puțin, dar, în general, nu știu, este ca un magnet, așa tot te atrage și câteodată vrei să pleci, după care te răzgândești și te întorci înapoi. Emilian Crețu, când a venit la Jurnal TV, era tânăr. Asta nu înseamnă că el acum este bătrân. Era un tip destul de dornic de a face ceva, un tip de a se remarca în această societate, în această țară, în acest oraș. Deci era un tip care vroia neapărat să fac ceva frumos, deși a fost un drum destul de anevoios, dacă pot să zic așa, pentru că eu am venit la Jurnal în 2009, ca printr-o minune. Era o emisiune gen de vreo 10 minute, incursiuni în istorie și eu pe atunci eram cu părul lung, eram artist, știi? Dacă nu ați fi voi, cu siguranță eu m-aș stinge ca o lumânare și nu există. Dar eu această lumânare trebuie să o păstrez permanent, să fie flacăra aia, acea emoție, acea trăire, acel feedback, acea conexiune între mine ca și prezentator sau actor cu publicul de acasă sau cel care stă pe scaune la teatru. La Jurnal TV sunt de la începuturile începuturilor, atunci când se muncea intens ca Jurnal TV să fie lansat ca post de televiziune. Atunci am venit, începător, lucrasem până la Jurnal TV la un alt post de televiziune, dar Jurnal TV a fost cel care mi-a determinat cariera în televiziune. Jurnalul pentru mine acum este și a fost mai mult decât serviciul, pur și simplu, pentru că probabil așa se întâmplă că la jurnal mă aflu mai mult decât acasă. Mie, în primul rând, îmi place faptul că nu suntem ghidați de cineva. Nu avem indicații ce trebuie să spunem, ce nu trebuie să spunem. Există codul deontologic
Punct. Și am venit la jurnal și eu și domnul Chianu, iată la cum mai intri pe ușă, și ne-am așezat pe un rulou de covor, așa din ăsta care se șterne pe jos. Am găsit o priză cu greu și ne uitam la un monitor de acolo, din care era acolo așa, încă ne-e dispachetat bine, și ziceam, păi și ce facem cu tot asta? Cum să o legăm? Pe noi ne-a costat mult sânge și mulți nervi până am definit noi măcar faptul că ne va fi o emisiune de satiră politică. Jurnalul a intrat așa, nu știu cumva, în mine. Chiar dacă aș înceta să mai lucrez aici, tot aș avea o bucată de cot sau, nu știu, un umăr, o bucată de inimă în Jurnal TV, pentru că e mai mult decât o clădire și e mai mult decât un ecran, și e mai mult decât un computer și mai mult decât o pensulă care pune pudra pe față. E o, nu știu, parte din viață. Trebuie să recunosc că m-a format acest jurnal. Să știți voi, tinerii, că chiar și după 50 de ani poți acumula, poți deveni cineva. Nu ești terminat la 50 de ani. Nu te-ai construit la 50 de ani, cum se crede. Dar mai poți, încă mai ai ce adăuga în caracterul tău și în devenire. Pentru asta îi sunt recunoscător televiziunea asta, că m-a lăsat să fac tot ce vreau, să-mi fac de cap, să spun tot ce vreau. Deci e așa de important ca un om să aibă posibilitatea asta, să scoată din el tot și să-și pună stabile numai el, nu altcineva.